Dorim ca minutele care ne stau înainte să-i aducem laudă Tatălui nostru și Domnul nostru Iisus Hristos prin cântări, poezii, cum am amintit, prin sal. Și aș dori ca părtășia, în sensul de discuții între voi, să înceteze. Prima cântare pe care o vom înălța va fi Domnul m-a găsit, povara mi-a luat, bucurii, speranțe, pace El mi-a dat. N-am mai cântat de mult cântarea aceasta. Cântare de bucurie. Spre mine și mi-a auzit strigătul meu după ajutor. M-a scos din groapa pieirii, din murdăria mocirlei, mi-a pus piciorul pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți vor vedea, se vor teme și se vor încrede în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul, care nu se abate spre cei mândri și nici spre cei ce se închină la idol. Doamne, Dumnezeul meu, multe sunt minunile și planurile tale pe care le-ai făcut față de noi.
Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Am vrut să le vestesc și să le vorbesc despre ele, dar sunt prea multe ca să le povestesc. Tu n-ai dorit jertfă și dar de mâncare și mi-ai străpuns urechele. Tu n-ai cerut ardere de tot și jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Îmi găsesc plăcerea să fac voia ta, Dumnezeul meu. Legea ta este înăuntrul meu. Vestesc dreptatea în adunarea cea mare. Tu, Doamne, știi că nu închid buzele. Nu ascund dreptatea ta în inima mea, ci vorbesc despre credincioșia și mântuirea ta. Nu acopăr îndurarea și adevărul tău în adunarea cea mare. Doamne, nu-ți opri mila față de mine. Fie ca îndurarea ta și adevărul tău să mă păzească întotdeauna. Căci rele fără număr m-au înconjurat. Nelegiuirile mele m-au copleșit și nu mai sunt în stare să văd. Sunt mai multe decât perii capul meu și îmi moaie inima. Binevoiește, Doamne, să mă eliberez. Doamne, vino de grabă în ajutorul meu. Să se facă de râs și să rămână de rușine cu toții cei ce caută să-mi spulbere viața. Să dea înapoi și să fie umiliți cei ce-mi doresc rău. Să tresalte de veselie și să se bucure în tine toți cei ce te caută, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică întotdeauna mărit să fie Domnul. Eu sunt sărac și nevoiaș. Stăpânul se va gândi la mine. Tu ești ajutorul și zbăvitorul meu, Dumnezeul meu, nu întârzia. Amin. Amin. Am mai sărit peste blesteme pentru că nu-i bine să le citim. Și ne punem de multe ori întrebarea cum a putut unii să blesteme, dar așa a fost în acea perioadă și nu a fost un păcat să facă acest lucru. Dar astăzi este un păcat să blestemăm. Fiindcă unii dintre creștini serbează astăzi învierea, cred că ar fi potrivit să cântăm și noi o cântare despre învierea Domnului, o cântare frumoasă care vorbește despre despre acest eveniment minunat, care este un mare prilej de bucurie pentru noi, și anume învierea Domnului Iisus. Zace-n rece mormânt mântuitor și se pregătește fratele Iov cu o poezie după aceea. Thank you.
Ani ca să ne cânte și ea o cântare. A trecut peste noi, a trecut peste omenire, tot felul de trăiri, cu tot felul de experiență. Și am să vă spun una în care un activist de partid se prezintă la o comunitate și zice, dă-mi voie și mie să le spun oamenilor acestora că voi îi duceți în rătăcire. Să le spun și eu progresul nostru, lumina noastră, care este atât de măreață, lumina comunistă, bineînțeles. Ce să facă păstorul? Poftiți! Și începe discursul omul și la un moment dat le spune despre evoluție, despre și că doar credința în Dumnezeu nu-și mai face efectul și că nu-și mai are rostul. Când termină, păstorul zice, să vedem dacă ați reușit să faceți ceea ce v-ați propus. Eu am să pun la toți oamenii aceștia o singură întrebare să le spun. Și să vedem răspunsul lor. Hristos a înviat. Poporul răspunde în cor, adevărat că a înviat. Acum, partida, o gândiți dumneavoastră cine a câștigat-o. Ceva asemănător, am gândit și eu în această poezie, Biblia este lumina din întuneric. Biblia are versete adevărate comori. Spre exemplu, neputința de a sluji la doi stăpâni. Sau grija, îngrijorările. Înțelege spusele Domnului, dar în orice stare El a vorbit. Aceasta o poate face cel ce are urechi de auzit. Dacă înțelegerea cu înțelegerea minții nu poți, dacă intelectul tău are un handicap, dacă auzul tău este nesesizat, atunci ai șansa să rătăcești. Dar dacă înțelege, vei înțelege strângerea comorilor adevărate și cum vor rugini cele adunate,
va mânca molima? Și cum conturile vor suferi inflația? Nu este bine să fii sărac. Nu este bine să fii în nevoi. Nu-i drept să duci lipsuri. Nu-i bine nici să te împrumuți. Dar nu-ți folosi puterea, nici influența, pentru a te îmbogăți. Căci ai să regreți. Acestea te vor străpunge profund. Te vor face rob. Îți vei neglija sufletul complet. Vei deveni orb, surd, la mesajul Scripturii. Vei fi furat de câștig. Vei fi bolnav de a stăpâni. Ceea ce a fost alegerea ta te va omorâ. Dacă adun cunoștere despre Dumnezeu, dacă bogăția ta este cu legile de adevăr, atunci ești pe calea Domnului. El a promis că îți va purta de grijă. Dacă adun pentru împărăția Lui, El spune, îți cunoaște toate nevoile. El are să-ți poarte de grijă. Vei fi mai frumos îmbrăcat precum crinul. Vei fi mai sătul ca cel cu hambare pline. Vei avea mai mult ca cel care are moară. Mai bogat ca cel ce are comoară. Căci orice din univers lui Dumnezeu îi aparține. Iar tu, copilul lui, nu vei duce lipsă. Faptul că te încrezi în El, faptul că ești născut din El, îți asigură pacea și nevoile. Credeți, a spus Domnul în numele meu, cereți în numele meu și veți primi, a spus Iisus. Dacă ochiul tău vede bine, dacă urechea ta aude bine, vei urmări scopul lui Dumnezeu. Vei neglija partea firească nenăscută. Lumina ta va fi de la El primită. Lumina care a fost atâta timp întuneric va fi lumina din cunoașterea adevărului. Adevărul te va elibera de grijile firești. Vei trăi pentru mântuirea ta în lumină. Amin. Mulțumim, frate, eu, Domnul să te binecuvânteze. Sora Ana dorește acum să laude pe Domnul cu o cântare. Așteptăm. Haideți, sora Ana. Mulțumesc Tatălui Ceresc pentru voi, pentru toți. Prin Domnul nostru Iisus, voi m-ați ajutat să răzbesc prin toate. Cu ajutorul Domnului am ajuns aici, mai bine, așa cum scrie în psalm, că Domnul m-a scos din groapa cu mocirlă. Mulțumesc Tatălui Ceresc prin Domnul nostru Iisus. Și m-am gândit zilele astea la Domnul nostru Iisus, când s-a întors din rugăciune la ucenici și i-a găsit dormind.
m-am gândit atunci ce durere, ce... cum o gândi Domnul despre ei. Ei, de aceea eu trebuie să mor pentru voi, să mă duc la Tatăl, să vă trimit un mângâietor. Duhul cel Sfânt care ne întărește pe fiecare în parte și ne ajută să trecem cu biruință prin toate probele, încă cu bucurie. Cu bucurie când vezi că dacă ai credință în Domnul, nici nu știu cum să vă explic lucrul acesta, cum se întâmplă. Vezi atunci că ai primit putere și te bucuri că ai răspit contra celui rău. Asta trebuie să ne rugăm, să ne ajutăm unii pentru alții, să putem să trecem cu biruință tot ce vine de la ce îngăduie Domnul de la cel rău să vină asupra noastră. Doresc ca Domnul să vă ajute, să ne ajute pe toți. Ca în continuare, când ne ține cu viață, să-L putem servi, onora și lăuda. Și vreau și eu să... mi-am propus în ziua de astăzi să vă cânt o cântare. Mă scuzați, uite că acum se întâmplă ce nu... Înaintea lui Iisus șezu Maria, ascultând cuvântul în Betania, ea și-a ales partea bună, fericire veșnică. Înaintea lui Iisus am și eu locul, unde în liniște pe El îl ascult. Înaintea lui Iisus venind Maria, cinstind pe Domnul ei cu mir îl lungea, Domnul a primit bine primit, că a făcut că l-a iubit. Înaintea lui Iisus le voi aduce și eu tot de ce am cu bucurie. Înaintea lui Iisus căzând Maria, văzându-L înviat de dimineața, îndată a mers și a spus, a înviat Domnul Iisus. Înaintea lui Iisus și eu voi cădea, și-o-i vesti iubirea în toată lumea. Mulțumim Domnului și sorei Ania pentru cântare și pentru cuvintele pe care le-a spus. Sora Geta de pe internet ne roagă să cântăm împreună cântarea 217 și după aceea se vor pregăti pe rând Eliza și cu Alisa să laude și ele pe Domnul Copânt cu către o cântare. Cine poate da inimii bucuria cerească, care îndepărta poate
împovărați, că El le va da odihnă. Am ales pe Domnul Iisus, al meu bun păstor, cu El sigur voi ajunge un învingător. Sus în cer, în strălucire, vreau să fiu și eu. Sus în cer, în nemurire, lângă Dumnezeu, un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino, prietene, aleargă la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Seara când se lasă luna, cheamă-L pe Iisus. Spune-L lui în rugăciune tot ce ai de spus. El te ascultă, te iubește ca pe Fiul Său și în dar îți dă iertarea sufletului tău. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Domnul să o binecuvânteze pe Eliza. Ne bucurăm. Mulțumim mult pentru cântare. Alisa, haide și tu. Arcuri încordate, fibor îndreptate, vârfuri ascuțite, nu mă tem. Piedici, bariere, nu mai au putere când pe Dumnezeul meu îl chem. Credincioasă slugă mă, același Dumnezeu. Piedici pe cărare știu că vor apare, dar de Dumnezeu eu nu mă las. El îmi dă putere, har și mângâiere și mă însoțește pas cu pas. Credincioasă slugă mă, plec în rugă și îl chem în ajutor mereu. Și de ori și unde Domnul îmi răspunde, căci El e același Dumnezeu. Zile înorate nu mă vor abate de la ținta veșnicilor. Ploaie și furtună toate împreună le înfrunt cu al meu Salvator. Credincioasă slugă mă, plec în rugă și îl chem în ajutor mereu. Și de ori și unde Domnul îmi răspunde, căci El e același Dumnezeu. Doamne, Tu mă ține aproape de Tine, pe-a Ta cale într-una să pășesc. Lângă Tine, Tată, cu haina curată, cu credință vreau smerit să cresc. Credincioasă slugă mă, plec în rugă și îl chem în ajutor mereu. Și de ori și unde Domnul îmi răspunde, căci El e același Dumnezeu. Amin. Amin.
Domnul să te binecuvânteze, Alisa, mulțumim frumos pe cântare. Amalia ne cântă și ea o cântare. Domnul să binecuvânteze. Fiecare zi îmi place să o trăiesc cu dorința de a ajuta. Dar atunci când mi se pare că e greu, îmi amintesc versetul minunat. Pot, 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 eu pot totul în Hristos. Pot, 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 să am caracter frumos. Pot, 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 luminând în jurul meu, să vadă în mine tot pe Dumnezeu. Dacă vreun coleg la grădină aș ști, eu nu-i răspund cu același fel. Îi zâmbesc și spun frumos să-l iubit și încerc să mă împrietenesc cu el. Pot, 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 eu pot totul în Hristos. Pot, 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 să am caracter frumos. Pot, 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 luminând în jurul meu, să vadă în mine tot pe Dumnezeu. Fiindcă nu toți dintre voi ați avut ocazia să fiți la Ferești, m-am gândit ca în această zi să vă aduc o părticică din programul de seară care l-am avut la Ferești. Și mai exact am adus istoria a 5 cântări și una dintre ele m-am gândit să vă împărtășesc și vouă, în special celor care nu ați fost prezenți acolo, dar și ceilalți, cred că nu este o problemă să mai auziți încă o dată istoria acestei cântări. Horatio Spafford, un om bogat din Chicago, a trecut prin mai multe încercări, tragedii personale, iar în anul 1873 a scris versurile care aveau să devină inspirația cântării Bine e în Domnul. Iată istoria acestei cântări. Observând posibilitățile mari de câștig din Chicago, Horatio Spafford s-a mutat din New York în Chicago. Deși a câștigat foarte mult din investițiile sale imobiliare, totuși considera că bunurile materiale sunt doar o parte din comoara sa. Reputația sa în ceea ce privește onestitatea sa i-a adus recunoașterea întregului oraș. Ana era soția lui și împreună aveau copii, familie pe care o adora. Copleșit de prosperitate, Spafford observa adesea că a fost binecuvântat de Dumnezeu peste măsură. Dar această viață plină de bogăție și veselie avea să fie distrusă de o serie de tragedii care au lovit viața sa. În iarna anului 1871, singurul fiu al lui Horatio și al Anei a murit de scarlatină. Câteva luni mai târziu, când încă familia își plângea moartea copilului lor, tragedia a lovit iar. În mai puțin de 24 de ore, aproape întreg orașul Chicago a fost distrus de către un incendiu. 300 de oameni au murit, 98.000 de oameni și-au pierdut locuințele și pagubele materiale au fost foarte mari. Averea imobiliară a lui Horatio Spafford pierise în acest incendiu. Și cu toate acestea, în ciuda pierderilor pe care le-a suferit, el a mers la prietenii săi să-i ajute. Astfel că, în toamna anului 1873, Horatio a decis să plece în Anglia. Pentru că mai avea unele lucruri de rezolvat, și-a trimis soția și fetele înainte, urmând ca și el să plece după câteva săptămâni. În 19 noiembrie 1873, corabia cu soția lui și cu fiicele lui a plecat din New York. După 4 zile de călătorie, nava a întâlnit o ceață foarte densă în nordul Atlanticului. Imediat după miezul nopții, o altă navă a lovit corabia, iar aceasta s-a scufundat în doar câteva minute. 226 de pasageri și-au pierdut viața, printre care și cele 4 fiice ale lui Spafford.
La ora după accident, Anna Spafford, aproape moartă, a fost scoasă din apele înghețate ale oceanului. Câteva zile mai târziu, corabia care o salvase a ajuns în Anglia, iar ea i-a scris soțului ei un mesaj care conținea doar două cuvinte. Singura salvată. Pierderea primului fiu, apoi dezastrul financiar și, în final, pierderea celor patru fetițe i-a adus multă suferință lui Spafford. Dar el și-a pus încrederea în Dumnezeu. El spunea, mă bucur să mă încred în Domnul când mă va costa ceva. Și acum părat imediat un bilet spre Anglia să ajungă la soția lui îndurerată. Călătoria a fost lungă, dar Horatio și-a petrecut timpul în meditație și rugăciune. După 4 zile de călătorie, capitanul i-a spus la Spafford, cred că trecem prin locul unde s-a scufundat corabia franceză. Auzind acestea, în inima lui Spafford a răsărit un sentiment de emoție puternică. Cu siguranță că și-a adus aminte de Iov, care își pierduse toți copiii săi. După cum a spus mai târziu, a avut parte de experiențe care l-au dus prin ape adânci, cum n-a mai cunoscut niciodată până atunci în viața sa. Dar știți ce zicea? Că cu cât adâncimea a fost mai mare, cu atât au strălucit mai puternic promisiunile lui Dumnezeu în inima sa. El a spus că nu poate să exprime aceste lucruri decât prin darul care i-a fost dat. Deși nu era poet, îi plăcea să scrie poezii. Și fără nicio ezitare, mărturisirile i-au țâșnit din inimă prin stilou. În acel moment extraordinar, durerea s-a transformat în speranță, iar Spafford, crezând că se va reuni într-o zi cu fiicele sale, a început să scrie tot mai mult și mai profund. Când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Inima mea și atunci tot așa va cânta. Bine e, bine e în Domnul. Și o să cântăm acum împreună cântarea. Domnul, bine e.
Să putem spune bine e în Domnul. Amin.